Familia cămilelor de la Circul Nemet s-a mărit. Un pui de cămilă s-a născut joi seara în municipiul Petroșani. Pentru a atesta acest lucru, puiul va primi și un certificat de naștere din partea administrației locale. Micul mamifer, numit provizoriu Petros, s-a născut pe data de 15 mai în municipiul Petroșani, unde circul a poposit pentru câteva zile. Deoarece este primul pui de cămilă care se naște în Valea Jiului, reprezentanții primăriei municipiului Petroșani s-au gândit să-i ofere un certificat de naștere simbolic. Puiul este sănătos, iar după câteva zeci de minute de la naștere a încercat să se ridice în picioare. Cel mai probabil, micul Petros va călca pe urmele mamei sale și se va afla peste câteva luni în lumina reflectoarelor când va avea ocazia să facă cunoștință cu arena circului.